Vali, cât de importantă este această victorie, mai ales că vine după înfrângerea dureroasă de la Berna? Da, în primul rând, bună seara. Un meci foarte greu, cred că ați văzut cât am alergat cu toții, un meci colectiv. O victorie, zic eu, într-un moment foarte, foarte bun. Avem foarte multă încredere acum pentru următoarele două meciuri. Primul cu Dinamo și după aceea cu Craiova, nu? Zic bine. Și am înțeles mesajele pe care ni le-a transmis mister înainte de meci, ce am făcut la antrenament și am pus în practică pe teren și asta s-a văzut, părerea mea. Povestește puțin faza golului. Ai urmărit acolo, ai fost atent la acea pasă greșită a lui Olaru, că până la urmă a fost o pasă destul de ezitată. Am anticipat, să spun așa, dinainte. Am avut noroc, am scăpat și am marcat. Asta a fost tot. Dar înainte de meci am primit un mesaj de la cineva de aici din club în care mi-a transmis că azi o să marche 100%. Te-a afectat faptul că nu ai fost trecut pe lista UEFA de fostul antrenor al CFR-ului Dan Petrescu? A fost și o descătușare pentru tine ce s-a întâmplat astăzi? Să nu spun o descătușare. Afectat am fost foarte, foarte, foarte mult. Nu mi-a convenit, nu am înțeles. Poate nu eram nici într-o perioadă foarte bună. Mă gândeam zi de zi, zi de zi. Am încercat să mă schimb din nou, să fiu ca înainte. Nu știu, nu știam ce să mai fac și uite că ușor, ușor încep să-mi revin și eu. Puteți obține 6 puncte din următoarele două meciuri? Ăsta e obiectivul nostru, să luăm meci cu meci, acum urmează cel cu Dinamo și sperăm la final să fim acolo sus după cele două meciuri. Mulțumesc! Seară bună!